Bună dimineața! Astăzi plecăm. Azi noaptea a plouat, am dormit foarte, foarte bine. Dacă vedeți, acolo, acolo am dormit eu. Dimineața se aud așa vrăbiuțele, cânt atât de frumos și este liniștitor. Foarte plăcut. O să merg să iau micul dejun și după plecăm acasă. Facem check-out-ul și o iau spre casă. Dar nu mă duc direct acasă. Ah, a pornit aspiratorul. Vreau să pres prima dată fierbinți la barul lui Bobiță. Am înțeles că acolo se mănâncă. Vreau să încerc niște mici din fierbinți. Asta este micul dejun. Cu jumeri, cu șunculiță, cu brânză, măsline, ouă, ochi, omletă. De aici plec spre la Sfervin și într-o oră ajung acolo. Trebuie să se-mi ajungă acest mic dejun pentru o oră. Vai de mine și de mine cât am pus. Dar totul este foarte gustos și foarte bun. Plec de la Casa Timiș. Totul a fost la superlativ. Locația, mâncarea, cred că mă rostogolesc. 2-3 kg sigur am pus în plus în 3 zile. Să pun centra. Gata. Dar cel mai important pentru mine a fost că am fost cu prietenii. Uitați-l și pe Borcea. La revedere, mă duc, da, mă duc spre fierbinți la barul Bobiță să văd ce se mănâncă acolo. Păi e deschis? Da. Foarte bine. Da. Pa, 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 ne vedem. Pa, 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 pa. Deci ați văzut unde mergem. Sper să găsesc deschis, sper să găsesc și ceva mâncare, măcar un mic acolo, să vedem cum este. Nu mă aștept la prea mult, dar locul este de vizitat. Uitați. Tare frumos a fost. Sunt vreo 3 lacuri. Acolo sus sunt bungalourile. Haideți, ne vedem în fierbinți. Am ajuns la Dridu. Mai am 9 minute până la barul lui Băbiță. Uitați aici ce fain este. Nu știu dacă se vede. Este un gard. Este o apă mare ca un lac. Hai că imediat ajungem. Am ajuns în Fierbinți Târg. Mai am un kilometru până la barul lui Băbiță, 2 minute. Pare destul de ok satul, dezvoltat. Ah, uitați aici, lacul. Din fierbinți. Unde merge Bobiță la pește? Fierbinți Târg. Aproape am ajuns, aici la dreapta și deja văd barul. Este chiar pe malul lacului. Păcat că nu se filmează. Destinația este pe partea stângă. Da. Să vedem dacă este și deschis. Să comandăm ceva mici.
Cât de tare. La bobiță, bere bună, promoție, 0 lei. Lumea asta nu e a mea, cealaltă nici așa, lumea asta e cum, cealaltă cum vezi, cum crezi. Din păcate este închis. Tucave. Lacul este destul de secat, văd. Oh, și miroase urât. Găscoiul se uită urât la mine. Aoleu. O să mai plimb puțin pe aici. Văd și două lebede pe lac. Hai să vedem ce mai e pe aici. Aici se înfundă. Lebede. Rațe. Gâște. Pe internet arăta că este deschis barul. Și de asta am venit. Ca la țară, dar mie îmi place tare mult natura. Cu siguranță o să revin, poate și atunci când se filmează. Eu sunt mare fan al serialului. Da, aici nu am găsit mici. O să plecăm spre Ciotoianu, am mai fost, dar acum o să iau un platou cu de toate. Tot ce găsesc acolo. Ceafă, mici, cărnați, pizdulici, cotlete, tot ce găsesc, fac un platou cu de toate și vreau să le încerc. Nu mi-este foame, dar să vedem ce gustav. Ia, mă atacă scanul. Ia, atacă. Mă face asta. Mama mea. Băi, 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 băi. Mama mea. Periculos. Stai, băi! Băi! Mă atacă! Băi, stai, băi! Gata, am plecat! Am plecat! Vai de mine! Am oprit pe drum. O să cumpăr ceva flori. Doamna are... E ok? Foarte ok! Da? Da. Negre, albe, astea tot ale mele sunt, da? Da. Diferite. Perfect. Și 5 mușcate. Ia uitați ce flori frumoase am cumpărat. Dar astea negre sunt absolut superbe, puțin catifelate. Și în față am și mușcate. O să cumpăr și niște roșii, inimă de bou, de taur. Alea mari, zemoase. Mama mia! Am ajuns și în Popeșile Ordeni. Drumul foarte aglomerat și pe variantă și în Popeșile Ordeni, îngrozitor. Imediat, într-un minut, mai sunt 200 de metri, într-un minut ajungem la Ciotoianu. O să comand și o să iau totul la pachet. Nu știu să conducă, vai de capul. Aici este îngrozitor. Cred că am făcut cam multă publicitate la Ciotoianu. Ia uitați câtă lume este. Nu găsești loc de parcare, iar aici e dita mai coada. Hai să căutăm un loc totuși.
Este o coadă aici îngrozitor. Cred că sunt 10 băieți care iau comanda și nu fac față. Înăuntru este coadă. Multă lume stă să ia produse proaspete, alții comandă aici. A durat 20 de minute numai să-mi ia și mie comanda cineva. Deja stau de o oră. Experiența în sine este oribilă. Să comanzi mici aici, vă povestesc ceva mai târziu. Gata și comanda mea. A durat o oră și un sfert. Experiența în sine este îngrozitoare. Nu cred că mai vin. Se țipă, se urlă, se scuipă pe jos. Toți sunt șmecheri, toți sunt mafioți, toți fac live pe TikTok sau pe Facebook. O medie este de o pâine la doi mici. Și se bucură și țipă și iar urlă și iar scuipă. Vai de mine și de mine. O să ajung la Constanța și acolo îi mănânc. Am luat mici, pastramă de oaie, ceafă, nu știu ce mi-au mai pus. Am zis să-mi fac undeva la 100 de lei. Vedem la Constanța. Am ajuns acasă și surpriză. Eu am comandat mult mai multe. Văd aici două cefe, 3 bucăți de fleică și 6 mici. Eu aveam și pastramă slabă, pastramă grasă, de oaie, pizdulice nu aveau, într-adevăr. Deci mi-au dat țeapă cei de la Ciotoianu. Da, foarte, foarte interesant. După ce am pierdut acolo, vă spun că trebuie să intru în București, pe aglomerația de pe lume, de pe varianta Bucureștiului. Am stat acolo într-o țigănie de nedescris. Micii s-au scumpit, cred că le-am făcut cam multă reclamă. Erau 4 lei, acum s-au făcut 5 lei. Hai să și gustăm. O să pun aici ceva muștar. Bogdanei, o să primești. Arată bine. Mhm. Gustul este același. Sunt buni. De bun sunt buni. Hai să vedem fleca. Sau ce-o fi asta? Nu prea arată fleca. Este o carne uscată, care mie nu-mi place. Asta nu. Scuzați zgomotul, îmbalează unul un tractor pe aici, ceva de nescris. Hai să vedem și ceafa. Asta nu-mi place deloc. O carne uscată, umecăcioasă. Uitați și ceafa. Cauciucată. Dar nu este vina lor. Ceafa n-ai de unde să știi când o cumperi. Cum este, și eu am păcit să cumpăr ceafă tare. Dar gustul este bun. Are gust de fum, are gust de grătar. Nu băgăm de vină la ceafă. Bag de vină. Asta nu le-am comandat și mi-au pus altceva în loc de pastramă. Pastramă vreau eu să încerc cel mai tare.
toate astea 100 de lei. 97 de fapt. Da. Bun, nu-ți dau. Stai acolo într-un țipăt și într-o atmosferă de cocalar, de ultima speță de oameni. Toți erau pe Facebook live că mănâncă mici. O pâine cu doi mici, o pâine cu doi mici. Da. Dacă ar face un serviciu de delivery, ar fi ok să scape de acea atmosferă de acolo. Sunt supărat pe Ciotoianu, de data asta micii sunt buni, dar vedeți ce am comandat și ce am primit. Da. Eu sunt corect. Când este ok, este ok. Când nu este și pățești, pățești. Astea fiind spuse, eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. Asta merge la pisici.